Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură informează operatorii care achiziționează lapte, precum și producătorii deținători de cota de lapte pentru vânzări directe, că începând de astăzi, în 1 aprilie, trebuie să depună declarațiile anuale privind livrările, respectiv vânzările directe, efectuate în anul de cotă 2013-2014. Reamintim că anul actual de cotă se încheie la 31 martie 2014, iar declarațiile anuale trebuie completate și depuse la centrele APIA până la data de 14 mai, inclusiv fără penalizări. Declarațiile trebuie depuse de către producătorii care dețin cotă pentru vânzări directe și de către operatorii care achiziționează lapte de la producători. Producătorii deținători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declarația anuală conform datelor din caietul fermierului. Precizăm că în funcție de cota de vânzări directe deținută, caietul fermierului este de două tipuri. Tip A pentru producătorii care dețin cotă mai mare de 5.000 de kg și tip B pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kg. Este important de menționat că producătorul care deține cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declarație anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă. Producătorilor de lapte care nu depun în termen legal stabilit declarația anuală privind cantitățile comercializate li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la Rezerva Națională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deținători de cotă vor transmite până pe data de 21 iulie 2014 împreună cu declarația anuală și o justificare scrisă, datată și semnată asupra imposibilității transmiterii acestei declarații în termenul legal. Cumpărătorii de lapte trebuie să depună la centrele județene apia declarația anuală privind cantitatea de lapte achiziționată în anul de cotă 2013-2014, termenul limită fiind tot 14 mai 2014. Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declarația anuală privind cantitățile achiziționate sunt calculate penalități pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai. Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depășire de 0,01% din cantitățile de lapte care au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Această sumă poate să fie cuprinsă între 100 și 100 de euro. În egală măsură, cumpărătorul de lapte care nu trimite declarația anuală riscă să piardă dreptul de a achiziționa lapte de la deținătorii de cotă prin retragerea aprobării.